Cât costă școala asta? Bă, băiatule, 150.000 de euro! Salut, sacalilor, ce faceți? Astăzi facem școala care ai vrea să înveți. Școala visurilor. Școala ta. Școala visurilor. Școala ta. Școala visurilor. Școala ta. Bă, ați rupt episodul trecut, am fost și în trendy. A fost cel mai bun videoclip pe 1 din 10, așa că nu uitați să lași un like. Hai să facem 20.000, cât se poate, chiar putem. Și mai tare de atât, bum! Poți să te abonezi, chiar poți să te abonezi. E gratis, nu? Dar eu nu pot să te forțez, asta e problema e. Bine că eu nu pot să forțez pe nimeni, dar am putea să mă forțez, să mă duc la școală când aveam febră 40. Bine, mamă balcanică, bine. Ia să vedem primul clip cu școală privată. Ăștia au bani cum ar veni, nu? Ia uite ce acolo. Au topă. Ia uite, au râu Niagara și pești în școală. Ui, ce? Teatru muzic. Ui, ești prost la cap? Ui, ce? Ăsta a fost clipul? În 14 secunde mi-a arătat cât de sărac sunt, nu? Bă, alea să-l mai vedem, alea, că în 14 secunde s-au întâmplat prea multe detalii. Ia, stai aici, că vreau să o opresc. Ia, ce ăsta e? E Nilul ăsta. Ăștia și-au tras Nilul în școală. Silretul, Nilul. Când mă uit la asta, bă, când mă uit la școala asta, ia, uite ce au ăștia aici. Da, bine, rău. Peștii ăștia. Veri, dacă aveam noi peștișori în școală la mine. Veri, luau ăștia peștile, da? Luau peștile, făceau așa, bă, dar bătă de băieți, cu peștile așa direct. Veri, la mine la școală, în loc să arunce cu cornul, arunca cu peștile astea. Ce le-a adicat peștile? Băieții din ultima bancă îi vedeai acolo în spate frumos, cum curăță așa peștile, curățau de sol, ceva să mănânce, știi, în timp prof a preda acolo. Bă, nu mai pot, bă, mor, nici nu te văd, unde? E bun, mă, așa tare te-o luat? Nu mai pot, ratat. Mamă, dar și mie, mie. Și m-am mictit! Nu, asta e ca să înțelegeți, ia uite ce frumos au. Hai că da, dacă e un... Unlimited snacks. Asta înseamnă gustări nelimitate. Nelimitat pentru 40 de minute, atât că veneau țărani printre care și eu și luam și puneam în ghiozdan. Dar păi cum, o sunam pe mamă, vino mamă că am o problemă la școală, lăsa paznicul să intre, venea mama cu sacul ăsta de rafi așa. Sacul ăsta de rafi frumos și băga mama acolo frumos, dă-i cu chipsuri, dă-i cu Snickers, dă-i cu înghețată, dă-i să fii, să avem, lasă. Dar nu mâncăm noi, măcar le vindem, măcar le vindem. Ia să vedem următorul clip ca să înțelegi, școlile private înseamnă să ai bani. Ia uite ce înseamnă școală frumoasă. Hai că o văzut, ai văzut tu, Mihăiță, acolo la tine în Pârțești de jos. Școală de asta, sigur. Hai că ai mochetă tu, Mihăiță, la tine. Hai că ai acolo Starbucks direct la tine, Mihăiță, în Pârțești de jos. Hai că noi la școală mâncăm cretă, băi, Mihăiță. Că mâncăm împreună cretă, numai să mâncăm și noi ceva la școală. Că când ne dau cornul ăla, zici că e așa, zici că e piatră cornul la noi. Ia uite, au la intrare, veri, zici că așa, băiatule, zici că securitate, pază, frumos. Și cartier rezidențial școala asta. Ia uite, candelabru, bine rău, mochetă curată, nici o doamnă de servici care să fie în urma ta să scrapi capul dacă ai făcut ceva. Să avem noi, veri, că poate era o masă de asta, dar era ascuns în sala de sport, ești nebun la cap. Și să mai veri când se făceau alegerile atunci, știi, când se fac alegerile la tine în sat și la mine în Bacău. Frumos, ce se face cu școlile? Se transformă în secție de votat, frumos, cum să nu? Dar păi cum, nu m-am dus eu la vot, ia stai să văd, dar eu mi-am schimbat buletinul, nu știu dacă mai am aici astăzi, să văd dacă am buletinul, ia. Ăsta n-am votat încă, ia uite-l pe ăsta. A, ia uite-l, veri, ce am votat, frumos, aici, ia uite, 2019, frumos, acolo, m-am dus la liceu și am votat. Uite-te la astea, dacă li spui la astea că li se transformă școala în secții de vot, în secția numărul 3, să uite astea la tine, ce aia, domnule? Să vă fac așa un test, dacă vă arăt poza asta, așa, ce zici? Zici că e mall, nu zici că e mall Băneasa, zici că e mall la tine în Timișoara acolo, nu? Nu, veri, ca să știi și tu, asta este școală. Ca să știi și tu, pentru cultura, asta e o școală. Sala Mega Campus e o școală foarte mare și de asemenea este prima instituție care aplică lux de 5 stele. Da. Ia uite, da bine, rău, uite ce aici, dacă nu... Pe nici în Franța n-am văzut de asta, pe bune, am fost odată în Franța, la mall nu era mall așa, nu era, ce să, asta e școală, vezi? Am dorit să mergem aici, dar cum, ce să mergi, băi, n-ai cum, bă. Să vin noi români acolo, vezi, să te uite aici, să înveți tu aici, aici, la clasa asta, da, să înveți tu aici. Era o poveste, nu știu dacă e reală sau dacă nu, era de la noi din oraș, din Bacău, erau la un liceu de asta, doi băieți în ultima bancă, știi? Și nu știu ce făceau, cred că făceau gălăgii, cine știe ce făceau ei acolo, băi, și-o zis profesoara, ultima bancă afară! Bă, s-au ridicat ăștia, au luat banca și au aruncat-o pe geam, veri. Efectiv, ultima bancă afară, la propriu. Unde, mă, dacă ăștia la noi aruncă cu băși pe geam, bă. Ce să mai dăm, ce țară avem? Unde să te pui tu aici, iei sparul ăsta aici, gazonul ăla, stă să-l dimineața, tu arunci cu banca pe geam, veri. Ia uite aici, cum respectă ăștia culoarul, veri, ce asta, bă, ia uite câte poze frumoase, da, da. Ia uite, frumos tare, da, uite, îmi place. A, uite și cu așa, de șmecherii, cu ia ce aici, uite ce... Mesi curate, dar mie nu plac astea curate, mi-mi plac alea cum o scris ăștia de-a 12, de-a cu 20 de ani, o gravat toate hieroglifele pe bancă la mine. Ia să vedem, acum e compilație direct,
cu ia. Cu școli de copii bogați, da? Ia uite școala aici. Asta e școala, da? Ăștia au un castel școală. Mhm. Bine veri. Aha. În piramidă aveți. Ia uite, lift, Iisus Hristos, da. Sigur. Mai zici ceva Iisus Hristos când vede că ai tu de la Dolce & Gabbana acolo, pe iaht. Uite-le pe astea, veri, cum stau cu șlap de ăștia în picioare și cu Rolex-uri la mână. Nu se poate, domnule, da. U, ce au ăștia în vechi? Ui, ce au ăștia în cinema? Cinema? Bă, veri, potolește-te-o lea că ăștia cinema, veri, eu mă duc numai la cinemarți la cinema, că costă numai puțin, ești prost. Mă întreabă și mine, iubițica mea, băi, baby, când mai mergem noi la un film? Uite, baby, hai de marți, că-s mai liber, că, bă, baby, dar numai marți și acum o lună tot marți am fost, da, baby, dar marți am eu ziua mai liberă, știi? Da, baby, știu că am fost doar marți, știi, dar e mai șmecher marți, hai, că nu-i jumătate de preț marți, ha! Ia, bă, ce mai au ăștia aici, bă? Uite, școli private, bă. Bă, ce înseamnă să ai bani, bă? Hai că aș vrea să învăț aici. Uite că de ceasul de la mână, bă. Du-te în brânza, măsie, dacă nu. Numai MacBook acolo, numai Easy-uri, papuși scumpi. Ce sunt ăștia, bă? Ăștia sunt copchii răsfățați. Învățați să citiți, bă, că dacă le dăm o carte de la noi. Bă, dacă le dăm la ăștia, acum m-am enervat direct. Le dăm la ăștia, veri, un manual de-a nostru, veri, un manual de la de mânjit-o, dar are numai desenii caragiale pe el, veri. Veri, dar are mustață, Mihai Eminescu, de cade așa, zici că Gingis Han Mihai Eminescu acolo, de nu vezi să citești nimica. Veri, dar au jucat ăștia spânzurătoarea pe manual, dacă nu o nimeri toate literele din lume pe manualul tău acolo, dacă nu. Ce-ți mai, veri, dai manual de la, de făceau ăștia campionat de X0, veri, din 2007, de acolo. Dă-i de ăsta, să vezi dacă știi să se descurci. Nu știu ăștia nimica, bă, ce m-am enervat, nu mă mai. Ia, ce să mai văd? Le mai văd și pe astea aici acum. Să simt bine. Bine ca au salate Cezar acolo. Și de asta să spui suc, bine rău. Și astea-s gratis cum ar veni, nu? Da, bă. Aha. Fugi, nu le mai place apă de la izvor, a? Hai că puteai la noi la școală să ai de asta touchscreen așa de Wi-Fi de asta să cu senzor. Hai că nu era. Veri, în a doua zi după ce puneau asta, era ruptă, bara luată direct vândută. Fiți atenți, știi că beau Zoil la Albine Campus, colegi ăsta, cum ar veni cea mai scumpă școală din lume. Boarding school de ăsta, nu știu ce înseamnă boarding school, Switzerland, în Elveția, da, unde sunt oamenii cu bani. Și dacă dăm la imagini, știi că asta ar fi școala. Care, asta nu, asta e școala, nu e conacul lui Tutankhamon, nu, asta e școala. How much is beau Zoil? Cât costă școala asta? Ia, tuition, KHF, 15.000, așa. Asta e prețul? 150.000 KHF în euro. Ia să văd cât costă. Bă, băiatule, 150.000 de euro? Și să merg la școală, să dau bani, eu să dau bani ăștia să merg la școală. Deci să fiu ultramilion, băi, nu milionar, bă, miliardar, veri, să fiu multimiliardar, veri, să am miliarde de dolari. Bă, să am miliarde de dolari, n-aș da, veri, 150.000 să merg eu undeva să învăț, niciodată în viața asta. Băi, bă, veri, la prețul ăsta trebuie ei să-mi dea și mie. Că mă duc și muncesc acolo, li sap groapă, li sap pământ, mă fac grădinar la ei acolo. Ăștia sunt așa bogați când și-au făcut film la școală, ia, asta e școala, da. Nu spune, nu, că tu vezi, cum vezi, munții albi sau ce, ăștia nu-s carpații, nu? Ia uite școala aici, veri. Zici că e, mamă, să mor, dar nu zici că e, nu, este ireal, asta e un hotel de ăla, de 7 stele, all inclusive, din Egipt de ăla. Ia uite, veri, cum. Ia uite, veri, aveți pistă pe munte, bine rău, ia, și teren pe munte, da. Văd România de acolo, iau trambulin în clasă, da, sigur. Sigur, domne, clasă, sală, bine rău, ia uite. A, ăla cât bacă, uite, terenul ăsta, să mor dacă nu. Ia uite aici, veri, chimici de-astea. Băi, băieți, bă, dar ce nis oamenii ăștia, bă. Vreau să-mi ziceți toți în ce clasă sunteți, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Și ce vă întreb asta vreau eu să știu pentru mine. Dacă ai terminat școala, mi-ai zis că ai terminat-o, așa să fac eu o medie. Și dacă vrei, poți să-mi și zici dacă ai fi învățatul, dacă ți-ar plăcea să înveți la o școală de asta. A, uite, pe ăștia, veri, să mor, dacă nu, dar ăștia, ce sunt ăștia, domnule, ăștia-s roboți, astea-s maimuții nebuni sunt. Nu, ăștia nu sunt oameni, ăștia nu sunt oameni. Ce ai pian în școală? Și domnule, eu eram așa sărac la mine la liceu, că eu când trebuia să mă duc la atelierul meu de desenat, eu am făcut liceul la arte, da? Aveam atelier, trebuia să desenez, da? Atenție, că trebuie să desenezi și tu într-un încăpere, nu? Bă, veri, noi eram așa sărași că noi din liceul nostru trebuia să mergem la un cămin să desenăm. Adică plecai de la noi de la școală și te duceai la alt cămin unde desenai acolo. De ce nu știu, de ce mă întrebi și pe mine? Că și la mine era ciudat să văd că într-un liceu de arte nu sunt clase pentru
Arti. Îmi plângea sărăcia, vezi, ăștia nu mai pot de bine, fac plăcintii pe ăștia. Ia uite la astea, la plăcinte înainte, la război înapoi, dacă nu o să mor. A, uite aici plăcinte, ce fac fetele astea? Ați venit să faceți plăcinte. Hai să facem o plăcintă la școală, sigur că da. Mă îmbrac în costum, mă duc să fac plăcintă. Cum să nu? Ia uite, am pistă de schi. Mă duc pe veri. Ce fac, mă, în pauză? Bă, mă duc până să dau un schi de ăsta. Haide, mă, nu te duci la schi, mă. Hai, mergem până la spas. Nu, frate, mă duc la schi. Haide, mă, veri, măcar hai până la cinema aici, dacă nu. Mai măcar până la călărit, la ceva, nu? Bine, mă, hai, du-te, termin acolo cu schiul tău. Dar vină mai repede, că la 4 avem curs de dormit. Învățăm să dormim aici, ne învață profesorii ăștia. Hai și tu, aleacă. Mamă, nu pot să mă duc nici la schi pe pârtia mea de la școală, că trebuie să mă duc la cursul de dormit, veri. Să testez paturi moi. Da, să mă veri când vine să plâng, veri. Când am zis că ai curs de dormit, fiate, astea-s camerele, veri. Astea-s camerele la școala asta. Veri, astea-s camerele la școala asta. Să mă iau, tolea, că dacă n-are ăsta birou mai bun decât am eu aici, să mă, dacă n-am dat 3 milioane în IKEA de acum 5 ani la. Ăsta e căminul la ei, da? Ia uite aici, veri, cămin la noi. Hop! Bine, ia, spuneți-mi dacă vedeți vreo diferență. Da, vă pun imaginea asta, da? Și acum imaginea. Eu nu văd nicio diferență. Poate doar mocheta asta că e un pic mai vechiuță, ce-i drept, da. În schimb, mie mi se pare la fel. Uite, veri, cameră de cămin aici la noi. Să mă, dar dacă nu stau șerpi direct în calorifer, veri. Să încălzesc șerpi în calorifer acolo. Băi, și știi care e problema? Mai și dai bani, veri. Mai și dai bani la noi. Mai dai și bani pe asta, nu? Să plătească statul, veri. A, să mă, veri, păi, dar fac un împrumut la bancă și am plecat direct la Colej Alpin Biu Soleil. Am plecat direct și mă culc cu vărmi aici, francez. Da, și cam astea școlile unde cu siguranță ți-ai dori să înveți și tu. Și în caz de nu-ți dorești, să vezi acolo la tine, în papucești, în pârțești la tine, la acolo, de la căcăcioasa la tine, unde ești tu acolo. La tine acolo în Măciuca, la tine la liceu acolo, la colegiul Măciuca, să înveți tu acolo. Fraților, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Și vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul, pentru că oficial am revenit și bă, mi-ați dat așa o stare foarte bună că am văzut că bă, sunteți cu mine din nou, așa, știi? Și super tare că am avut o perioadă, știi, mai aiurea, știi? Dar am zis, bă, frate, vreau să revin, vreau să muncesc mult mai mult la clipuri. Bă, eu le editez, da? Sper că vă place cum le editez, că, sincer, muncesc mult, chiar mult. Aveți codul SNEAK pe Fushop pentru toate produsele, mergeți la produse reduse, puteți să vă luați ce vreți voi, orice este redus, mai bașă codul SNEAK și ai dublă reducere, cum ar veni. Ca de fiecare dată, veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bă, bă!